ați venit la încă un podcast, după multă vreme, de fapt, de pauză, dar așa s-a putut. Povățuiri canine. O avem astăzi pe Manea Deana, care este medic veterinar la Diamond Vet în Militar București. Bună! Și așa, dintr-o conversație alaltă ieri, i-am zis, dacă toți sunt aici la București, cum ar fi să facem un podcast despre prim ajutor, mai ales la, că suntem niște montaniari, vedeți, toată ziua suntem pe munți, sau chiar dacă nu suntem montaniari, dar ieșim la câmp, sau vine vremea frumoasă, mai ieșim la un grătar, mai ieșim la o plimbare, ce facem și ce putem face cu câinii când mergem undeva. Și sunt niște lucruri de bază generale de care vorbim la început, cum ar fi despre deparazitările. Despre deparazitări și vaccinări, foarte importante, da, pentru a asigura liniștea tuturor. Asigură, da. Da. Mai ales în perioada asta cu babesioza, da, despre care o să vorbim mai încolo. Cu deparazitare externă, deparazitări cât mai bune, cât mai complexe, discutăm, vorbim, da. E important. Și, bineînțeles, despre vaccinare, pentru că e important să-i păzim pe căței noștri cât putem de bine înainte să ieșim cu ei pe oriunde, să plecăm cu ei, da, să mai întâlnesc cu alți cățeluși, alte pisici. Ne referim, cred că, în primul rând, la câini, că da, sunt absolut cei mai frecvent scoși la plimbare. Putem să discutăm și despre pisici, dar în general... Suntem despre câini aici, dar cu cine sine? Într-o zi o să facem cat dharma, nu dog dharma. Cat dharma, da. Nu știu care pe care dresează la cat dharma. Nu. Din experiența mea, pisicile nu prea sunt atât de ușor de dresat. Să zicem de dresat. Deci, ca lucruri generale, vorbeam un pic mai devreme cu Diana și vorbeam și despre deparazitarele externe, interne, despre vaccinare. Și a venit ea cu o idee foarte bună să găsim de fiecare dată un număr de telefon la o clinică non-stop din zona pe care o vizităm. Da? E important pentru că într-un caz de urgență s-ar putea să se întâmple noaptea, s-ar putea să se întâmple într-un weekend sau într-o perioadă de sărbătoare și dacă nu știi unde să te duci imediat și începi telefoane, mail-uri, dacă care e mai bună, dacă care e deschisă, cine e liber, s-ar putea să pierzi un timp foarte prețios pentru animăluțul tău și atunci e bine să știi cam în zona unde ești, care e cea mai apropiată clinică non-stop care te poate ajuta. Pe lângă asta, eu întotdeauna, în primul rând sunt un medic, îmi place mie să spun de familie, îmi place prevenția și îmi place ca legătura cu medicul curant să se țină foarte aproape și eventual discuta de dinainte de plecare, știți, uite, eu plec într-o mic concediu, se poate dacă e vreo urgență să vă sun, da, la, bineînțeles, medicii veterinari cel puțin și sper că și cei umani sunt destul de dispuși. Chiar tocmai eu am pățit asta de mai multe ori cu Diana și am sunat-o și zic, uite, am pățit asta, ce fac? Da. Știi acum. Avantajul e că totuși suntem în era informației și a tehnologiei și e și foarte ușor rapid, cu da, un video call, cu ceva, putem da, să... Puteți să obțineți niște sfaturi pe moment foarte bune printr-o relație bună pe care o aveți cu medicul curant. Corect. Și care, care cunoaște și câinele după care ce. Care cunoaște și câinele, îi cunoaște cumva și istoricul și foarte important are cunoștințele pentru a vă oferi primele metode de ajutor. Da, corect. Vă spună ce e de făcut. Despre nu întotdeauna care... trebuie să fugi la clinica non-stop. Exact. Despre care o să vorbim și astăzi, despre ce putem face chiar când se întâmplă niște nepățite, că așa le zic eu. Câteva lucruri care se pot face pe loc. Da. Și, bineînțeles, este vorba, în primul rând, de o trusă de prim ajutor, care da, ea ne-a adus-o, e foarte frumoasă și e un verde de ăsta lămâie. Da. De la ce foarte mult. Așa. Trebuie să fie veselă, chiar dacă momentul nu e neapărat cel mai bun, să fie colorată. E o trusă în care avem lucrurile de bază pe care, bineînțeles, trece un cal pe lângă noi. Bună ziua, Cezar! Bună ziua! V-am spus că ne-am hotărât să facem podcastul ăsta așa, de pe o zi pe alta și...
Am găsit un loc foarte frumos la și legenda foarte cailor, da? Aici, la legenda cailor. Dar e și cu cai care trec. Mergând mai departe, hai să ne spui un pic despre o trusă de prim ajutor pe care o cărăm cu noi și în rucsac, da, dar și să o avem când mergem undeva. Sunt câteva lucruri pe care eu, din necesitate, mi le-am pus cumva în ordine și, din păcate, în facultate nu am făcut aceste măsuri de prim ajutor, însă mergând foarte mult pe munte cu câinii, mergând în zone izolate, m-am lovit de situații în care eu am avut nevoie de lucruri pe care poate nu mi-au fost foarte la îndemână și atunci mi-am pus lucrurile cap la cap și am întocmit o trusă de prim ajutor pe care vă sfătuiesc să o aveți și voi. Așa ca și prim lucru foarte important, trusa de prim ajutor trebuie să conțină niște lucruri esențiale, să fie compactă, pentru că o bagi în rucsac, nu vrei să cari 10 kg de medicamente după tine, deși ești tentat. Eu mi-aș lua și aparatul de oxigen cu mine, dar nu pot să car 30 de kilograme. Ar fi cumva. Ar fi. Să fie compactă, să fie ușor de băgat, să știi ce ai în ea. Pentru că e important să ai o listă cu medicamentele pe care ți le-ai pus în trusă, cu datele lor de expirare, în așa fel încât, ok, a expirat un medicament, să sperăm că nu o să aveți nevoie de ea, dar e o măsură foarte bună de liniște. A expirat un medicament, l-ai scos, știi clar, nu încep să cauți prin toată trusa, o lot, dar care expira în august, care expira peste 3 ani. Îl scoți, l-ai înlocuit. Ai folosit ceva din el, l-ai tăiat de pe listă. Și știi, când ai coborât în oraș, te-ai dus, ți-ai luat medicamentul respectiv, ți-ai înlocuit în trusă. Lista aceea o să o... Pentru cine dorește... Există la dispoziția voastră, facem un articol după ce terminăm podcastul ăsta, după săptămână vedem cum facem transcrierea și o să aveți și o listă pe care o puteți lista. Și acolo doar bifați ce aveți, ce n-aveți, când expiră și nu expiră, o să aveți asta din partea noastră. Aș trece acum la haide. La haide să vedem cam care ar fi principalele probleme cu și care ne putem întâlni. Am încercat să le punem un pic într-o, să zicem, într-o ordine crescătoare, știi? Adică din cele care se întâmplă mai des și de-aia am o foaie ca să nu prea divagăm. Și prim ar fi traumatismele, nu? Da. Cel mai frecvent căței, mai ales, sunt supuși traumatismelor, că sunt foarte energici, sunt foarte dorniți să exploreze, mulți dintre ei, și pot să aibă cât un mic accident. Acum, în general, tăieturile, din păcate, sunt foarte multe situații în care dau peste tot felul de gunoaie, peste tot felul de, sticlă pisată, tocată, așa. Tablă. Sau chiar să se prindă într-un gard sau într-o sârmă, sârmă din pata, că găsim peste tot lucrurile astea. Și să se agațe. Și ce putem face, de exemplu? Tăieturile. La tăieturi, dacă ne referim la o sfâșiere de țesut, primul și cel mai important lucru este curățați zona cu apă simplă din cana voastră, din sticlă. Din sticlă. De apă, din Pentru bidon. Că, în primul rând, vrem să îndepărtăm foarte bine resturile de pământ, resturile de, sticlă pisată și vrem să facem așa. Ideal este, în momentul în care am făcut lucrul ăsta, s-a tăiat câinele și vrem să facem o curățare, luăm o seringă, este unul dintre elementele esențiale dintr-o trusă de prim ajutor, luăm o seringă și pur și simplu luăm apa din pahar și împingem cu presiune. Asta e primul lucru. În al doilea rând, venim și tăiem blana din jurul leziunii. Asta, bineînțeles, dacă vă lasă câinele. Înainte de a spune lucrul ăsta, cel mai important este să ne asigurăm că nu ne vor mușca. Din păcate, când sunt speriați, când îi doare, pot să muște. Și atunci, ca să ne asigurăm că nu se întâmplă lucrul ăsta și putem să-i ajutăm în condiții de siguranță pentru noi, avem următoarele metode. 1. Și cel mai important, învățați câinii să stea de dinainte. Mergeți la dresaj cu ei și, de fapt, nu la dresaj, la educație. Mie îmi place să-i spun educație. Da. Sunt lucruri foarte importante. Al doilea lucru. Pe loc, aveți varianta de a avea un guler din acela protector, tipul ăla de guler. Nu toată lumea însă care după el un guler, mai ales dacă ai un câine mare, trebuie să cari unul atâta. Cealaltă variantă este să ai o bodniță din material moale, dintr-un material textil, sau, dacă nici pe aia nu ai, poți să improvizezi o bodniță. Acum,
Probabil Zenii o să ne lasă să improvizăm la un moment dat o botniță pentru el, să arăt de fapt o legătură pentru bot, care este foarte blândă pentru câine și care nu-l deranjează foarte tare, dar ne și protejează. Okay. Când și vrem, facem imediat, dar înainte să trecem la botnițe, aș trece și eu un pic. Te rog. De fiecare dată când se lovește un câine într-un anumit loc și eu vreau să acționez pe acel loc, cea mai ușoară metodă care ajută câinele să se relaxeze este să te faci că tu de fapt nu vrei să ajungi la locul ăla, când îl atingi. Te duci la el, îl mângâi pe urechi, pe oriunde. Dacă are tăietura pe lăbuță, nu atingi lăbuța în prima. Treci așa din treacă, te-ai atins lăbuță, vai că nu știu de ce ai trecut pe acolo. Deci el trebuie să simte că n-ai nicio treabă acolo. Și apoi încet, încet, dacă începi să masezi tot mai mult prin zona, se desensibilizează un pic și atunci te lasă să lucri un pic mai... O detensionare a animalului. Practic. Exact. Și dacă chiar nu și nu, că nu știu, mie mi s-a întâmplat că am găsit câini care a trebuit să-l ofer prin ajutor și dacă nu și nu, e și botnița sau cu o geacă peste cap. Sau o geacă peste cap, care exact, ajută... e foarte bună. Da. Da. Hai să luăm pe Zeni și să vă arătăm cum se face o improvizație de botniță. O legătură pentru bot. Zeni este cel mai minunat cățel. Da, este un băiat foarte ascultător. Și prima oară că îi se pune o botniță. Și văd că vrea. Bun. El vrea orice. El vrea orice. Lesa, în principiu din cordelină sau din bandă, se pune peste bot, nu te strâng, iubitule, se trece odată pe dedesubt, hop, încă o dată. În general e bine să facem 2-3 ture, apoi se strânge sub bot, da? Putem în felul ăsta să-l strângem suficient de bine și venim pe după urechi, da, iubitule. Așa. Se leagă. Să te prind. Ok? Se leagă pe ceafă. Ok. Aici. Uh-huh. Cu nod sau fundă ușor de desfăcut. Bun? Deci, după cum arătam, aceea este botnița pentru rasele cu botul scurt, cum sunt foarte la modă buldogii francezi, mopsii. În general aveți gulerul cu voi, pentru că ei sunt mult mai reactivi și nu poți să le prinzi botul așa, în plus risc să le produci un stres respirator, ei oricum având această problemă din naștere. Bun, revenind la ce facem. Deci am securizat câinele și ne-am securizat pe noi. Dacă trebuie. Dacă trebuie, nu e obligatoriu. După care spălăm cu apă, sub presiune în principiu. Putem să avem și cu sticla, dacă nu avem neapărat o seringă, dar ar trebui să fie. Sticla, găurit dopun, 2-3 puncte și venim cu presiune apăsând pe sticlă. După care curățăm zona, o tundem cu o foarfecă. Și vedem care este leziunea. Uneori, pe anumite zone, leziunea poate să fie foarte mică și să sângereze foarte mult. Și aici, mai ales la tăieturile la lăbuțe, vreau să atrag foarte mult atenția. Există în zona de deasupra pernuțelor niște vase de sânge foarte mici, dar există o arteriolă care sângerează îngrozitor de mult. Am văzut câini care au fost în prag de colaps din cauza sângerării acelei arteriole. Acolo, în general, trebuie intervenit de către un medic la final, adică nu lăsați lucrurile așa, dar trebuie pus un bandaj compresiv foarte puternic. Ați curățat zona, ați tuns-o, ați văzut care e situația. Ulterior intervenim cu un pic de apă oxigenată, dacă permite câinele. În general, apă oxigenată este un element care, de asemenea, să nu lipsească din trusa de prim ajutor. Ea, îndepărtând prin spumificare, îndepărtează resturile mai profunde. Și după ce am făcut acest lucru, putem pune un pic de pudră antibiotic. Eu, în general, ca să fie totul cât mai sigur și mai ușor de cărat, folosesc un antibiotic pudră Cefort, care merge atât injectabil cât și local. E foarte comod de desfăcut, se desface cu pensa pe care, iarăși e bine să aveți o mică pensă în trusa de prim ajutor. Trageți de partea de aluminiu, l-ați desfăcut și ați pudrat zona respectivă.
dacă avem sângerare pe zona respectivă, antibioticul pudră va opri de asemenea și sângerarea într-o oarecare măsură și mai putem folosi, pentru cine le găsește, mi-ar plăcea să aflu și eu pe unde să le mai caut, există niște bureței hemostatici. Ei sunt impregnați cu o substanță care produce hemostază. Bureței hemostatici se pun pe plagă și asta dacă avem o sângerare mai importantă, altfel nu prea are rost. Se topesc și blochează sângerarea, pe de o parte. Avem de asemenea varianta pe care e bine să o avem intrusă cu fiola de adrenalină. Adrenalina pusă pe plagă sângerândă oprește sângerările de mici dimensiuni, pe moment. Și mai există un adeziv chirurgical, mie îmi place să zic așa, un fel de superglu pentru țesuturi, cu care se poate lipi o plagă micuță fără să apară probleme. Pe vremuri foarte, foarte de mult foloseam chiar superglu. Eu am folosit, da. Mai ales la dracu, care mi se tot tăia la lăbuțe, superglu la greu. Da, acum fiind totuși un pic mai evoluați, căutați un adeziv de țesuturi ca să fie totul în siguranță, dar dacă e ceva foarte grav și nu aveți nicio altă variantă, puteți încerca și superglu. De dorit este ca să nu puneți direct pe plagă pentru că ustură, mă refer aici strict la superglu, restul sunt adaptate țesuturilor, puteți să puneți, nu știu cum să arăt, hai să vedem așa, pinele s-a tăiat să spunem, opa, cade, s-a tăiat pe mijloc, nu punem adezivul fix pe mijloc, ci punem un pic stânga-dreapta pe piele și pielea o lipim cumva ca și cum am face o îndoitură spre interior. În așa fel încât ele să vină spre interior, să se lipească aici, dar plaga să fie în profunzime, să nu aibă contact atât de mult cu superglu. Dar, repet, nu se întâmplă nimic. Din experiență e ok. Bun, asta apropo de tăieturi. Bineînțeles, deasupra punem un bandaj. Bandajul poate să fie un bandaj compresiv dacă a sângerat. Bandajul compresiv având însă în vedere să nu strângem foarte tare. Ca să tăiem circulația. Da. Puneți mâna pe lăbuța câinelui la 2-3-5 minute după ce ați pus bandajul. Dacă e rece, mai desfaceți. Pentru că altfel apar alte probleme. Și ați prins-o cu un pic de leucoplast. Când ajungeți jos cu cățelul, mergeți la doctor să vadă. După ce vorbim și despre luxații și fracturi, ca să nu bandajăm de 4.000 de ori pe zeni, că e super drăguț, o să arătăm și cum punem un bandaj, cum ne dăm seama dacă e prea strâmb sau nu, cum facem lucrurile astea. Hai să vorbim un pic despre luxații, care se întâmplă destul de des în timp ce mergem pe munte, mai ales mie mi s-a întâmplat cel puțin cu mai mulți oameni cu care m-am întâlnit la munte, căței care stăteau în total repaus, dintr-o dată au început să alerge ca bezmetici și au luxat. A apărut luxație. Sau sar de la înălțime și luxează foarte frecvent zona carpiană, pentru că acolo sunt două rânduri de osișoare mici, mici și fragile, care pot să se joace un pic. Luxații și întorse, că se mai întâmplă și chestii mai blânde. În general, chiar și la fracturi, dar fractura... În principiu se tratează pe loc cam la fel dacă poți să o tratezi. Corect, adică, la luxații și bentorse și fracturi închise, pentru că vorbim aici de fracturile care nu penetrează pielea, cele care sunt în interior, oricum nu știi tu cam om. Mă rog, obișnuit, nu poți să faci fără o radiografie. Dar cât de cât ca să poți să te întorci la mașină și să mergi la un veterinar. E bine să aveți posibilitatea de a improviza niște atele. Acum atelele se pot improviza din șipci sau bețișoare, depinde și de dimensiunea câinelui. Din bețișoare de înghețată, dacă e un câine mai mic. Dacă e un câine mai mare, în general eu recomand să căutați. Există niște atele, niște dispozitive, care au în interior o foaie de aluminiu inextensibilă. Ele sunt frumos acoperite cu un material moale, pe care le puteți mula în formele în care vreți voi. Se fac exact pe suprafața
piciorului, prins piciorul, practic îl imobilizezi. Asta după ce înainte e bine să-i dai cu un pic de antiinflamator local. Este un gel pe care eu îl folosesc pentru foarte multe lucruri. El este un gel antiinflamator natural pe bază de camphor-mentol. Este de uz veterinar și îmi place foarte mult pentru că are, penetrează foarte bine țesutul față de cele umane. Se masează cât de bine se poate zona, pentru că s-ar putea să-l doară și să nu accepte, după care se pune frumos atela. Dacă avem o atelă care deja vine cu un material deasupra, nu e nevoie să mai punem nimic între ea și piele. Dacă este o atelă improvizată, înainte de a o pune pe picior, este bine să folosim un pic de vată și apoi îmbrăcat într-un strat de tifon, ca să putem să strângem ulterior bine pe picior. Cum putem să improvizăm o atelă în cazul în care nu avem nici șipcă, nici nu găsim două bețe prin pădure? Putem să folosim dintr-un tub de la hârtie igienică, de exemplu, cred că aveam, de la hârtia igienică, partea centrală, să o tăiem pe din două și să fixăm cu ea cumva piciorul într-o legătură. Am pus atela, venim cu bandaj compresiv, cu bandaj elastic peste, ca să o țină cât mai bine și încercăm tot așa, după 3-5 minute, să verificăm să nu fie prea strânsă lăbuța. În orice moment, dacă ați aplicat un bandaj și vedeți că lăbuța începe să se umfle mai jos de bandaj, înseamnă că bandajul e prea strâns. Mai trebuie de tensionat un picuț ca să nu apară neplăceri ulterioare. Da? Și acum o să vă arătăm cum se bandajează un cățel și cum se pune o atelă. Da, ok. Hai, Zenone, că ai treaba. Așadar, bănuind că domnul a sărit de la o înălțime mare și a luxat un pic articulația pe care mi-o dai pe asta, bravo. Asta te doare? Hai să vedem ce putem să facem ca să ajungi jos la mașină, zic. A flexat, a luxat articulația articulația carpiană, încercăm să-i punem o atelă. Repet, dacă avem atela gata formată, putem să o tăiem pe dimensiunea specială a cățelului, în așa fel încât să depășească un pic partea superioară a articulației și un pic partea inferioară. De dorit este să nu îi împiedice călcătura, deci să-l tăiem cam până pe aici. După care, ia, așa, aici, bravo. Ești de vis. Aici. Da. După cum spuneam, tipul acesta de atelă are special în el un pic de aluminiu, o foaie de aluminiu. E foarte bun. Puteți și căuta. Foarte lejer. Foarte lejer, e foarte ușor. Inclusiv de cărat e foarte ușor. Bun. Aici. Hai, cum asta e pe asta? Bine. Noroc că ai picioarele egale. Am fixat deasupra. Okay. Ea se mulează foarte bine pe lăbuță. Facem unul similar pentru partea de deasupra. Da? Și apoi venim cu un bandaj elastic. Bandajul elastic, există mai multe variante. Bandajul elastic autoadeziv, acele PetFlex pe care le găsiți prin cabinetele veterinare și cred că se găsesc și în farmaciile umane. Sau, dacă n-ați găsit sau n-ați apucat să luați, în trusa de prim ajutor puteți avea fașa elastică aceea clasică din farmacia de oameni. Singura mea rugăminte este nu folosiți aceste piciorușe care sunt înțepătoare, cu care ea vine prinsă, pentru că se pot întâmpla accidente la câini, le pot băga în gură. Și nu vrem să pățim și alte neplăceri de la o simplă luxație. Bravo, ești minunat. Ok? Bun. Am pus, am strâns bine. Mai multe ture. Indiferent ce atelă folosiți, aveți grijă vârfurile, colțurile să nu deranjeze. Da? Să nu deranjeze pielea. Aici și aici. Pentru că ele pot să înțepe.
Ei, și atunci le dăm un pic așa. Bun. Și strângem. Putem să mergem un pic mai sus. Un pic mai jos. Și în felul ăsta am imobilizat articulația. Da, iubire. Am tăiat. Și da, da. Ok. Venim cu leucoplast. Prindem și mai sus, prindem și mai jos. Ideea e să fie un bandaj securizat, să-mi alunece în timpul mișcării. Bravo! Bun. Asta e pentru situația în care ați găsit minuni de genul ăsta. Pentru situația în care improvizăm o atelă dintr-un material lemnos, să spunem. Da? O să-l desfac un pic și revenim cu partea a doua de tip de atelă. Pentru situația în care improvizăm atela din material lemnos, ca să nu rănim pielea și să nu fie o problemă, folosim întâi vată, un pic de vată, pe care o punem într-un strat în jurul acelei probleme. Venim cu o tură de compresie, ca să putem să stabilizăm cât de cât. Punem atelele față-spate, eventual și strânga-dreapta, depinde cum puteți, și mai venim cu încă o tură de compresie deasupra, de fașă elastică deasupra. Ideea era ca între materialul lemnos și lăbuță să există un strat de protecție bine strâns. Da? Și verificăm partea de căldură. Okay. Ok. Povesteam despre tăieturile acelea foarte urâte care se întâmplă în zona aceasta, unde există un vas important, o arteriolă care produce o sângerare masivă. În cazul în care s-a produs aici, singura variantă pe care o aveți, dacă nu puteți să faceți o sutură, eu de obicei într-un seară de prim ajutor recomand să existe și un fir de sutură, chiar dacă voi nu o faceți, poate un prieten sau altcineva de pe munte vă poate ajuta. Deci, dacă nu se poate prinde artera respectivă, se poate pune un bandaj compresiv, se pune cu un pic de vată făcută bulgare, să-i spunem, da? Se ține aici. Se strânge tare de data asta, cu fașă puternică. De data asta strângem puternic, puternic, pentru că altfel sângerează. Ceea este extrem de... Da? Se strânge pur și simplu. Până ajungem la primul medic obligatoriu, vă duceți la doctor imediat cum ați coborât cu el. Da? Încercați, dacă se poate, și e un câine mai mic și poate fi dus în brațe, luați-l în brațe și țineți și voi compresiune pe zona respectivă. Dacă e un câine mare, verificați dacă e suficient de strâns bandajul odată la câteva minute și ajustați presiunea în cazul în care tot sângerează. N-aveți ce să-i faceți altceva. Am văzut câine care a fost pe stradă 2-3 zile, a ajuns la nevoia de transfuzie. Nu se oprește de la sine sângerarea asta. Ok? Bravo! Ok. După ce ați stabilizat luxația, fractura sau ați calmat animăluțul, puteți să-i dați un antiinflamator pe care vă recomand să-l aveți în trusă, un antiinflamator nesteroidian, un meloxicam, un rimadil, dacă e vorba despre câine. Sunt mai multe variante, discutați cu medicul dumneavoastră care se potrivește cel mai bine animăluțului vostru, pentru că sunt multe substanțe, unele mai puternice, altele mai blânde. Deci e important să-i dăm și ceva împotriva durerii, măcar să-l ajute până coboară.
Acum, noi ne-am un pic focusat pe traumatisme de gen cum se pune matele, dar, de exemplu, avem și tăieturile care am arătat, cum facem cele mai grave, dar, de exemplu, când avem mușcături, da. Să avem un pic mai multă atenție, ne spui de ce? Da, în primul rând, mușcăturile pot să fie aparent minore, dar trebuie curățată foarte bine zona și tunsă pe o suprafață mare, pentru că, în general, există 2 sau 4 colți, în funcție de cum a prins câinele. Pe de o parte, în momentul în care bagă acel colț, își bagă, mă rog, caninul în piele, de obicei ajunge destul de profund și însămânțează cu bacterii. Aici este principala problemă. Câinii au în gură niște bacterii, multe urâte și rele, și dacă nu se curăță foarte bine zona și nu se dezinfectează în profunzime, acele bacterii pot să ajungă să creeze infecții profunde care să ducă și la autointoxicații, la chestii de genul infecții cu bacterii anaerobe, șocuri septice, da. Sunt foarte periculoase. Oricum, orice mușcătură de câine sau de alt animal, bineînțeles că de asta ziceam, e important să fie vaccinat, nu știu, în pădure poate se întâlnește cu cineva. Orice mușcătură trebuie urmată de consult medical și supraveghere, antibiotic pe cale generală, dacă este cazul, și de antiinflamator o perioadă, în funcție de cât de profundă de gravă e mușcătura. Acum, dacă l-a înțepat un pic, n-o să bombardăm. Și acum, în momentul în care a primit mușcătura, curățăm la fel de bine? Curățăm la fel de bine. Tundem, repet, pe o suprafață mai mare față de zona unde se vede sângerarea. Pătrundem cu apă oxigenată în gaură, foarte important, pentru că apa oxigenată vine și curăță din profunzime. În momentul în care perforează cu colțul, bagă în gaura respectivă și păr, da, blăniță, și aia cumva trebuie scoasă de acolo, pentru că altfel se va forma un absces profund. Și curățăm cât de bine putem, punem antibiotic, îi dăm... Dacă e o mușcătură importantă, de asemenea îi dăm un antiinflamator și dacă avem întrusă un lucru pe care iarăși îl recomand, un antibiotic cu spectru larg, cum e un Sinulox, o amoxicilină cu acid clavulanic, ca să spunem generic, sunt multe branduri. În momentul în care am dat acel antibiotic, pansăm, dacă este nevoie punem un bandaj, dacă e ceva minor îl lăsăm în pace și la primul medic în momentul în care... se poate ajunge cu el. Bun, acum trec, asta și cu înțepăturile. Da, și înțepăturile la fel, pot să fie înțepături profunde, să însămânțeze din diferite... Singurul lucru probabil la înțepături, să fim siguri că nu mai este obiectul care a înțepat, gen un spin sau... Bineînțeles, și foarte important la înțepături, de multe ori sunt obiecte din pământ. Obiectele din pământ pot fi purtătoare de germeni anaerobi, așa cum este clostridiumul, acea bacterie ce produce tetanusul. În momentul în care înțepătura e profundă, la fel ca și la om, bacteria poate fi însămânțată în țesuturile profunde, se închide suprafața înțepăturii, se închide la piele, iar bacteria acolo își face de cap. De aceea trebuie atenție crescută. Câinii au... față de oameni, o rezistență naturală mai mare la aceste bacterii, dar sunt câini care au făcut tetanos. Știu de câini care au făcut tetanos. De aceea, mergeți pentru o curățare profundă și o evaluare corectă după ce ați acordat primul ajutor cu apă oxigenată și cu tunderea zonei și extragerea corpului străin, mergeți la medicul veterinar. Bun. Nu vreau să fac neapărat nebunie din acest mergeți la medicul veterinar, dar sunt lucruri pe care nu le puteți rezolva dacă nu sunteți de specialitate și atunci e mai sigur pentru animăluț. Corect. Acum hai să trecem pe partea de traumatisme gen la cap sau la coloană. Ok, traumatismele capului și ale coloanei vertebrale. Aici cel mai important este în momentul în care se produce traumatismul, e greu să evaluezi cât de grav este, dar cea mai importantă este stabilizarea pacientului și obținerea unei poziții care să nu-i facă mai rău. La fel ca și la om, trebuie cumva pus pe o suprafață netedă. Dacă suspectăm un traumatism al gâtului, al coloanei cervicale,
trebuie într-un fel improvizată o zonă de susținere a coloanei cervicale printr-un guler, dar primul lucru este poziționarea animalului. Poziționarea este bine să se facă pe, în decubit lateral, adică pe culcat cu picioarele în lateral, și gâtul se poate securiza în primă fază, până ne organizăm un pic, culcându-l cu gâtul pe bocanc. O să arătăm un picuț pe sau o geacă, ceva. Sau o geacă făcută, da, făcută sul și pusă sub gât. Da. Exact cum sunt pernele acelea ortopedice. Știu că eu mi-am făcut așa că mi-am rupt clavicula și trebuia să stau cu... Să stai, da, în dureros. Okay. Și atunci acolo stăm și așteptăm și ne uităm un pic despre ce-i vorba sau... Așteptăm un pic să se liniștească, durerile sunt extrem de mari, extrem de mari, câinele poate să vomite. În cazul unui traumatism al coloanei sau al capului, câinele poate să aibă dureri atât de puternice încât să vomite, să nu se mai miște. Ce vreau să spun este că după ce am așteptat 5 minute, 10, timp în care lăsăm un pic animăluțul liniștit într-o zonă de confort, cât mai ferită de un soare puternic sau de frig excesiv, încercăm un pic să-l evaluăm. Vomele repetate, deci nu se ține pe picioare și continuă să vomite, sunt un semn destul de rău că avem o afectare cerebrală mare. O mișcare puternică a ochilor în direcții necontrolate, de obicei stânga-dreapta, ca și cum s-ar învârti într-un titire, sau anumite mișcări sunt chiar sus-jos, se numesc nistagmus. În general, noi nu putem decât să stabilizăm pe munte. Mare lucru nu putem să oferim ca și prim ajutor, noi vorbim de proprietar. Stabilizare și pe cât posibil transportul cât mai rapid la o clinică. De asemenea, traumatismele pe coloană, și mă refer aici mai ales la herniile de disc, se întâmplă extrem de ușor. Câinele se joacă, fuge după minge, sare după o vrabie, a aterizat prost, a luxat un pic vertebrele, a alunecat discul intervertebral. Este foarte important să știți, traumatismele de genul acesta, herniile de disc, trebuie investigate cu remene, cu CT, cât mai repede și intervenit ideal în primele 24-48 de ore chirurgicale, acolo unde este cazul de intervenție chirurgicală, bineînțeles. De aceea, din nou vă recomand să aveți informații legate de clinicile non-stop, din spitalele veterinare non-stop, din zona unde sunteți, pentru că s-ar putea să fie cea mai bună șansă a câinelui vostru. Apropo de aceste lovituri. Da, mai aveam aici trecută o lovitură la ochi, ploape, că ziceai că se pot umfla foarte mult, dar da, aici... Loviturile oftalmice se pot să aibă diferite grade. Poți să intre un pic cu ochiul într-un fir de iarbă mai dur sau poți să se lovească destul de serios. Dacă doar puțin au un disconfort, nu știu, 5 minute, 10 minute, în principiu ne uităm să nu existe corp străin pe suprafața oftalmică, ne uităm neapărat la conjunctivă, pe zona inferioară. Dacă există corp străin, bineînțeles, îl extragem. Cel mai bine, folosind tot seringa și ser fiziologic, pe care vă recomand să-l aveți, există diferite dimensiuni, eu folosesc de obicei un flacon de dimensiune medie, dar există și acele mici seruri fiziologice, seruri fiziologice micuțe, da. Exact, acelea sunt pentru oftalmic, pentru folosire oftalmică. Se îndepărtează cu ser fiziologic sub presiune corpul străin de pe ochi. Încercați pe cât posibil să nu băgați comprese în ochi, vată sub nicio formă, pentru că rămân particule din vata respectivă. Compresa irită și ea suplimentar. Și de obicei, în trusă, este bine să aveți un gel oftalmic pe care eu îl găsesc foarte ușor la farmacia de oameni. Se numește Cornere Gel. Da. E pe bază de depantenol. Fiind gel, stă mai mult pe suprafața oftalmică, indiferent de problema oftalmică, el nu va produce niciun fel de leziune suplimentară, deci nu face niciun caz rău și este bun atât pentru curățare
curățarea zonei oftalmice este bună atât pentru protecție, este bun în cazul în care sunteți cu câinele într-o zonă unde bate vântul, de exemplu la mare, că acum urmează perioada de mers la mare. Bate vântul, intră nisip în ochi, nisipul ăla irită destul de mult suprafața oftalmică, e ca un șmirghel. Și atunci venim de fiecare dată cu acel cornere gel, îi aplicăm de 2-3 ori super pe zi, produs. Este super, da. Ok, safe, dar învățați câinele de dinainte să stea la administrare, da. Pentru că nu le place, îl simt ca pe o amenințare, apropierea de ochi cu orice produs. Dacă pentru... avem, da... Pentru cum desensibilizăm câinii la lucrurile astea, vă uitați că am avut un live despre asta, era despre pocnitori, dar acolo am discutat în general cum desensibilizăm câinele și atunci intrați acolo și vă uitați.